Un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății a declarat că răspândirea pandemiei de COVID-19 este un val mare de contaminări și nu un fenomen temporar comparabil cu o gripă. Subliniind numărul mare de cazuri în SUA în această perioadă a verii, oficialul OMS a cerut vigilență în aplicarea măsurilor și a avertizat împotriva adunărilor în masă. Anotimpurile nu afectează transmiterea acestui virus. Virusul îi afectează pe cei care se adună în grupuri mari, cei care nu mențin distanța socială, cei care nu se asigură atunci când intră cu alte persoane în contact. Virusul nu este sezonier. Oficialul OMS și-a exprimat îngrijorarea cu privire la cazurile de COVID-19 care coincid cu cele normale de gripă sezonieră înregistrate în timpul iernii. Organizația a demontat astfel mai multe teorii apărute în iarnă, când multe voci spuneau că virusul nu va rezista în fața temperaturilor de vară.